Pare, de anul viitor, copiii ar putea avea noi materii obligatorii în programa școlară, educație juridică și educație antreprenorială. Noile discipline vor fi studiate obligatoriu atât la clasele primare cât și la gimnaziu. Cu detalii vine reporterul Observator, Alex Prunean. Alex, bună ziua! Ce ar urma să învețe mai exact copiii la ore? Bună ziua, Andreea, bună ziua tuturor! La orele de educație juridică, elevii vor învăța în primul rând să fie responsabili. Vor învăța care le sunt drepturile, dar scopul acestei materii, spun cei care au inițiat proiectul, este și acela de a reduce delincvența juvenilă, dar și de a apropia justiția de oameni. În schimb, la orele de educație antreprenorială, elevii vor învăța cum să își dezvolte o afacere și cum să își administreze în mod eficient bugetul. Cele două materii, după cum ai spus și tu, vor fi studiate în mod obligatoriu atât de elevii din clasele primare, cât și de cei de la gimnaziu, însă programa va fi adaptată în funcție de vârsta elevilor. Orele de educație juridică sunt deja studiate în peste 130 de școli din țară și sunt predate de profesori instruiți de asociații din domeniul justiției, însă aceste materii în momentul de față sunt predate ca opțional. Proiectul de introducere a acestor materii a trecut la începutul acestei săptămâni de Senat și tot ceea ce mai trebuie este ca legea să fie promulgată de președintele Klaus Iohannis, ceea ce înseamnă că odată cu începerea anului școlar viitor, aceste materii vor fi predate în școli. Andreea? Alex, îți mulțumim pentru informații.